Societatea axată pe producția de carne de pasăre are nevoie de personal specializat care să ocupe funcții de conducere. Vorbim aici de posturi de director general, director de producție, director de resurse umane, inginer șef abator sau șef oficiu juridic. Totodată se caută și personal calificat și necalificat care să muncească în halele de producție. Și în domeniul componentelor auto este nevoie de personal. Firmele specializate pe acest domeniu, având porțile deschise pentru cei care vor să se angajeze. Șeful județului consideră că toate aceste locuri de muncă sunt un semn bun și că firmele funcționează în prezent. Sper că în această toamnă toți cei care au deschis investițiile, și vorbim de Carmistin, grupul Sumitomo, care operează pe platforma de la Rostramo, să facă și inaugurarea oficială, având în vedere că la această dată i-au început activitatea, sunt în proces de recrutare a personalului și sper să ne arate, să vă arate ceea ce au făcut în timp de un an de zile în ceea ce privește resursa umană și locurile de muncă create și să ne dea exact numărul la această dată și obiectivele pentru viitor, pentru că din discuțiile mele purtate cu ei, tendința este de dezvoltare, nu de stagnare a investițiilor începute la nivelul județului Gorj. Președintele Consiliului Județean declară că în prezent se poartă discuții și cu alte firme investitoare. Suntem deschiși și avem discuții permanente cu posibili investitori, purtăm atât întâlniri oficiale cât și, să spunem, o corespondență scrisă cu anumiți investitori care sunt interesați de zona Gorjului și de fiecare dată, atunci când simțim că e posibilă investiție, facem orice e posibil ca acești oameni să vină în județul Gorj. La ora actuală, rata șomajului este în descreștere, în ciuda numărului mare de absolvenți care încă nu și-au găsit un loc de muncă.